Și iată, prieteni, că revin și eu din nou cu potențiometri gata făcuți, dar nu sunt cele mai reușite lipituri. Nu mai am fluor, am improvizat, am pus niște firii gata cositorite. Deci avem așa, asta este partea de jos, deci ieșirea de jos. Stați, se ridic un pic firele de sus. A? Alb, canalul stânga. Mijloc, masă, canalul verde și canalul dreapta, un fir roșu, da? Și aici avem așa, pe partea de sus avem roșu, un fir gata cositorit care se duce la un fir alb, un fir negru care este pe mijloc, nu se vede din cauza că e firul ăsta verde aici sus. Iar ăsta verde, ăsta, se duce pe canalul din dreapta. Haideți să vă spun exact și cum sunt, la ăsta mai trebuie fire. Da, deci ăsta, hai să vă arăt la un, la celălalt potențiometru care nu este făcut. Vreau să-i mulțumesc domnului Onyx Game pentru că mi-a specificat niște chestii care nu le-am știut și am greșit când am măsurat potențiometrul ăsta, am greșit și pe ăsta am greșit, dar remediez greșeala și vă spun acum. Potențiometrele sunt astea, potențiometrele în general sau semireglabilele sau potențiometrele multitură cum sunt astea. Da? Deci dai o dată mai tare, o tură, și încă o dată mai tare, mai încet, încă o tură, da? Deci, o dată, o tură, două turi, da? Potențiometri multitură. Și avem așa, sunt cu o singură intrare, nu două intrări, avem așa, canalul stânga, masă pe mijloc, canalul dreapta. Canalul stânga, masă pe mijloc, canalul dreapta. Da? Deci ieși, intrarea sus din potențiometru, astea a avut un condensator aici, genul la ăstea, de astea ceramice, au și LED-uri, da? Ei, uite, îți explic aici și pinii, a, un, canalul stânga, masă, canalul dreapta, da? Haideți să verificăm. Potențiometri, astea sunt ieșirile roșu, alb, alb ăsta și verde, am pus pe masă, n-am avut negru. Haideți să vedem, să dăm aparatul pe continuitate ca să-l auzim cum deschide canalele. Volți, ohmi, miliamperi, rezistenție, da? Hai să legăm firele, deci o să punem masa, dăm filmarea pe pauză, că nu pot cu o mână. Așa, am legat pinul de masă, n-am putut să pun cu o mână și acum cu un singur fir. Da? Pinul roșu de la aparatul de măsură. De ce? Ce faci? De ce? Te întreb cum de ce? Ce ai? Stau. Da, o să învârtim ușor potențiometru până deschide canalul. A deschis canalul roșu. Deci am dat mai încet acum cum ar veni. Acum dăm mai tare. Adică punem pe canalul alb. Ok.
Deci uite așa. A, mai tare. Mai încet. Acum am dat mai încet. Trebuie să deschidă canalul roșu. Și l-a deschis. Da? Aici, după cum se vede, potențiometru are un grafic, o dungă. Stai că da. Da, am dat mai încet. A deschis canalul roșu. Și acum trebuie să deschidă canalul alb, pentru că am dat mai tare. Sper. Așa. Stai ca să nu induc în eroare. Da, deci pe canalul alb îl pun, deci nu am alt fir. Da, stai că s-a desfăcut masa. Tă-ți gâtul, măti. Eu acum am măsurat pe intrare, pe ieșire, da? O să ating doar un pic. Da? Deci canalul mai tare nu merge. Dar canalul mai încet, acum trebuie să țiui, adică firul alb. Ar trebui să țiui dacă ar avea și masă. Faide. E, na. Ia uite-l. Da, deschis. Deci am măsurat pe ieșire. Partea de ieșire este bună. Hai acum să măsurăm pe intrare. Adică pe firele astea. Mai am, v-am spus, firele astea mai am de lipit. Da. Ca să vedeți mai bine, ne-am dat așa rezoluția. Hai să vă iau un tester ca să vă arăt exact. Stânga. Masă. Nu mai văd eu, e prea mare și nu mai masă. Dreapta. Hai stai în gâtul, măti. Băi, da, stai. Da? Aici. Da? Să-i dăm ușor rezoluția mai mică. Așa? Punem filmarea pe pauză să leg masa și revin. Am legat masa, am revenit. Acum trebuie să fac exact, stai să nu ating astea, pentru că va influența. Țac, da? Pinul roșu. Hai să vedem pe ce canal e. Ar trebui să fie pe alb. Adică mai încet, cum am vorbit. Da, deci am dat mai încet, a deschis canalul alb. Am dat mai tare, a deschis canalul verde. Da? N-am putut să pun și eu tot roșu și alb, dar în fin. Canalul verde, fițar măta. Telma. Nu reușesc să fac contact între pin futut. Hai că da. S-a desfăcut masa, revin. Am revenit, se desfăcuse masa, ca sunt firele subțiri și nu stă pe probe. Da, și pe verde trebuie să auzim magicul pip. Bip. Da, deci e un potențiometru perfect funcțional. Un potențiometru perfect funcțional.
bine, aici se mai și alimenta el. Aici avea o mufă, da? Fiecare, n-am luat la puricat toate traseele astea să văd care unde duc, pentru că eu am nevoie doar de potențiometri. Vai, dar ce lipituri de rat am făcut. În fine, vai de capul și de mama și de steaua lor. Dar mă interesează să-și facă treaba. O să le reactualizez, o să le... Vă dați seama că nu las țigănia de lipituri acolo, dar... Nu mai am fudor. Vă dați seama, nu las țigănia aia, dracu, sunt electronist, nu sunt cărpaci. Da. Da, da, pentru că nu era aceea, era pe drum, da. Da? Deci asta-i... Asta-i treaba. Ieșirea și intrarea. Ok, prieteni, sper că v-a fost util videoclipul. Până la un viitor videoclip, ne reauzim. Dacă acum vin cu rugăminte la voi, care sunteți electroniști și care sunteți din Mărășești, de prin zona de la mine de aici, orașul Mărășești, județul Vrancea, am și eu nevoie de un casetofon auto la 12V și de o stație de un amplificator tot așa la 12V pentru proiectelul ăla, pentru subwoofer ăla alb care l-am filmat. Doar de asta am făcut și acest corector de ton. E un corector de ton. Am recuperat și acest corector de ton. Da, e destul de frumușel, se are aici găuri pentru șuruburi. Cine vrea să mă ajute și pe mine, să-mi lase într-un comentariu, nu sunt cerșetor, nu mă milogesc, dar chiar nu am de unde să găsesc aici și noi sunt extrem super mega mega scumpi. Și chiar vreau să văd și eu cum e să cânti ceva făcut de mine. Să știu că, bă, eu am lipit firele astea aici și vreau să văd și eu cum e să cânte făcut de mine. Să știu că, bă, eu am lipit circuitele astea aici și, bă, merge ce am făcut eu. Care e de aici? Vă rog frumos să-mi lăsați și mie într-un comentariu. Poate rezolvăm și cu proiectul. Vă arăt și vouă ceva și îmi realizez și eu proiectelul. Că doar asta am, doar asta vreau. Am amplificator. Uitați, am amplificator. Păi da, mă, și tu. Așa, da. Dar vreau să văd și eu cum mi se cânti ceva făcut, făcut de mâna mea. Să știu că, bă, eu am lipit circuitele astea aici și cântă pe cum am lipit eu, bun, rău, țigănii, prostii, vreau să fac și eu ceva făcut din mâna mea. Deci aștept în comentarii, de bine, de rău, vă salut, o seară frumoasă și grijă de voi, haideți afară la căldură, la răcoare, pardon. Da, sunt niște țiganismi de lipituri, da, dar n-am, nu mai am fludor și a trebuit să le rezolv într-un fel să fac să stea. Să fie treaba bună. O să le reactualizez când o să le, când o să-mi cumpăr fludor și o să le lipesc pentru ăsta la alt fire, o să-i lipesc și lui ăsta la alt fire. Pac, pac. O să le reactualizez și pe astea. După aia vine, după aia peste el așa, pac, vine un strat de bandă izolier ca să nu te curentezi. Bine, nu te curentezi, dar să nu fac atingeri, să nu rup firele, mai smulgi, mai tragi, mai izbești. Na. Ok, vă salut!